Salutare tuturor și bine v-am la un episod de Stumble Guys pe acest canal. Bă, de ce am schimbat ăsta? Ah, cred că din episodul anterior, când am filmat Bugat versus Sărac, dacă nu știți episodul, e bine intrați pe canal să vedeți. După ce terminați acest episod de văzut, puteți să vă uitați și la acela. Dar, da, e bine mă frate, am văzut că astăzi și că trebuia să apară ceva mapă nouă, nu știu, Burrito Bonanza sau n-am uitat exact cum se numea, dar văd că n-a apărut nimic aici să mă arăbă băieți, am văzut că puneau toți content creatorii, că zic că au fost anunțați, că o să apară astăzi o mapă nouă, bă frate, dar eu nu văd o mapă nouă, sincer. A, dar gen uite, a apărut la acest uh, turneu. Adică aceste turnee pot să aibă mapa o bună la gen. Eu cream că poți să joci pe ea gen, o să apare aici un event, dar aparent ne-au dat seacă totală. Ei bine, hai să acceptăm o persoană, redăm la prieteni, pentru că asta e tradiția. Pam, 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 um, scroll și stop. Se pare că a picat 11 ro. Ok, felicitări că 11 ro. Oh my god. Iar e bug în care nu mergeți să accept prietenii. Bă... Da, aia este ghinion cătă 11 ro Deci, da, dacă nu uit O să revin la final și o să-i dau acțiune la prieteni Dar readuceți-mi aminte în comentarii Bun, deci Acum nu înțeleg, frate, credeți că a băgat mapa aia buit-o Bonanza sau cum se numea stamblărit-o? uh, stamblăritul, da. Și gen, poți să joci numai la turnee, adică nu apare și aici, nu știu. Hai să dăm un meci la aici, la gen meciurile normale și gen după dăm un meci la eventul ăla cu iepuri și dacă nu găsesc mapa, gen aia este ghinion, dacă nu, uh, nu știu, o să mai filmez astăzi un episod și gen o să joc la un event, cred, un turneu, un event, pe mapa asta stamblărit și gen poate iese mâine video, dar uh, da. Hai să revenim, bă frate, să mai încarc o dată, adică pe bune suntem playerii 32, că trebuie și nu ne găsește meci, nu are niciun sens. Bun, acum vedeți, o să stea mult până se gândește ce mapă să-mi dea, nu e ca și cum să-mi pici o mapă între toate astea comune. Da, da, deloc Bă, frate, deci, nu știu, în prima rundă Mereu pică aceleași mape Te petisești de ele, gen Sunt prea repetitive în prima rundă Ok Frum, Frumos pe aici Mapele de elimination Nici nu prea pică în prima rundă Nu știu de ce pică doar mape de race N-are niciun sens, gen Oh my god Bă, n-am emoturile echipate Bă, ce? o vai de capul meu Ok Deci am jucat uh, pe episodul trecut Gen, uh... Așa, gen, nu știu cum să explic, sărac, adică fără skin-uri scumpe și fără emoturi uri scumpe în acest outfit, dacă putem spune așa, dar ce outfit, mă frate, că numai outfit nu e asta. nu aveam emote speciale echipate și gen, chestia asta va trebui schimbată pentru că dacă pică la lens sau ceva genul, n-am cum să fac față deloc, bă, deci trebuie neapărat să schimb asta cumva, deși nu știu cum, hai să vedem cine se poate califica, uite bă, ăsta e român, tip 73 tip 73. Bă, sincer, un nume de mare angajament dacă a intras pe mine. Vine un staff ca acolo, și de bun. Deci că e NPC. Gabriel, îl chemă Gabriel? Stai că am dat așa, am schimbat uh, playerul și gen am apucat să citesc ce nume are. Da, nu știu, nu mai contează. What, era unul cu numele Zula? Eu știu că Zula era un bot. Bă, dar ce se întâmplă? Vim mașini de curse pe afară? Da, în fine, ce mai contează? Hai să revenim cu următoarea rundă. Ok, mamă, frate, Ice Heights. Bă, Sincer să fiu, măcar asta este un plus pentru mine, pentru că n-a picat o mapă de elimination și gen, eu n-am special echipate și gen, o să le echipez meciul viitor și oh my god, perfect am făcut chema și de asta e mai bine să pici acum o mapă de race. Bine, de fapt, m-a ajutat mult dacă aveam imotul dacă de picior echipat, dar nu l-am nici măcar pălat, dar gen, asta e partea a treia. Ok, m-am fraterea să cad. Nu, bine, mă, perfect, tregele, dar m-au întrecut tip ăștia, uite, tip 63 m-am trecut, mă că adică tip 63, tip 73 m-am trecut, dar, uh, da, ideea e că în final nu vreau să mă întreacă tip 63, uite, bă, Gogeta, 1092, Dimos, mă, frate, bă, și cu numele astea pe băieții ușor de astăzi? Oh my god, în final se pare că a picat hotul. wheels, mă, frate, deci, uh, uh, sper că n-am întârziat puțin cu filmarea, fix când am terminat să să ajung la finalul mapei de da, trecută pe Icy Heights. Bă, frate, eu un loc să pun pauză la filmarea, am apăsat lângă și am închis filmarea. Dar, da, am aprins o repede la loc. Ok, nice, perfect. Sper neapărat să fac un win pe aici. Haide, bro, du-te! nu! No! Nu cred așa ceva, bă! Nu cred așa ceva! O să fie prima oară în istorie când pierd pe Hot Wheels. Deci nu, prima oară în istorie când pierd pe Hot Wheels. N-are cum așa ceva. Mai îndeși și mașina rușie. aule aule imposibil prima oară în istorie când pierd eu pe mapa asta de Hot Wheels. Bă, nu mă simt prea bine că am pierdut pe Hot Wheels, dar da, ca să câștig mereu trebuie trebui să pierd o dată gen. Nu știu dacă care sens ce spun, eu presupun că are sens, dar bă, e prima oară când pierd pe Hot Wheels, gen asta este. Și nu e din cauza mea, e din cauza că a avut un bug și nu mi-a sărit cum trebuie. Dar, da, ce mai contează și din câte am văzut, nu pot să spui ce burit asta, deci asta era dilema mea, practic. Deci, eu știam că tantumul e în loc la emotul de hai, Așa, bun. Știam că pumnul e aici, primul, după care picior, stai așa, picior aici și după care inima, parcă era. Unde e inima, unde e inima, aici. Mă, dar eu aveam piciorul de apă, că am și uitat. nu-l aveam. E în chat. Da, eu, eu credeam că am emote de picioare de apă și gen credeam că l-am, dar aia e. Da, măcar. No, hai să vedem acum dacă mai merge chestia asta cu prietenii, gen dacă pot să accept un prieten. No, ok, se pare că tot nu merge. Bă, pentru cine a picat uh, ieri și astăzi la extragerea de prieteni pe Stumble Guys, sincer să vă spun, a avut ghinion destul de mare pentru că n-a mers să-i adaug la prieteni, dar asta este. Uh, cred că zeul Stumble Guys n-a vrut să-l adaug pe câte 11 rol la prieteni. Oh my god, bă, vai de noi, prima mapă pe Skyrocket Royal, de ce așa, de ce așa? Aoleo, Skyrocket Royal, bă, pe bune, mă, frate, care erau șansurile să pice fix Skyrocket Royal din atâtea mape? Adică, bine. de ce ăștia când bagă o mapă bustează șansele la mapa asta cu 50%? ai de pe trambolină. Bine, mă, perfect. Regele, mamă, ce bun sunt pe mapa asta. Pum. Oh my god. Bă, cât de deștept sunt. Nu, no, nu cred. Doamne, cât de pro-player sunt și am picat dintr-o prostie. Dintr-o prostie că au dat tea rachetă. Haide, de bă, mai ajung și eu pe pământ. Sau eu sunt marțian. Ok, perfect. Ia prostile. Bă! N-are mă cum, n-am reușit nici măcar să iau pompa aia și gen n-am picat nici pe, pe, nici pe pământ. Aoleu, haide, du după ea, Johnule. Perfect, mă aruncă pe asta. Perfect, regele. Haide, bă, dar nu, nu cred. Mă, dar nu știu, nu-mi place deloc mă asta, nu-mi place să juc pe ea. Uite, acum două secunde eram pe locul 2 și acum sunt pe 5. E, e așa, n-aș pare o um, mapă asta, nu știu. Ei, sare, bine, o, perfect, regele. Haide, am dat din nou așa ceva. Bă, cum reușesc mă să iau și eu de asta? Că nu reușesc să iau deloc perii de astea. Am luat abia 13 gen. Și cred că sunt pe locul... What? De unde am luat una în plus? Mă, eu eram în aer și am, acum mă trezesc cam una în plus. n are niciun sens, dar mie îmi convine. Nu pot să zic că nu-mi convine. Bă, uite-te și tu, bă, ce, ce gherțoi. Haide, nice. Ok, rachetă? Bă, l de singur, e nebun la cap. Ok. Oh my god, brother, mă suport ma asta. Cred că asta e cea mai nașpa mapă adăugată în ultimele decenii. Sau în ultimele luni, dacă putem spune așa. Ai de rachetă, perfect, tregele O iau și pe asta dau picior. Oh my god, bă frate, trebuie să te învârți pe aici 500 de 49 de catalogiane de miliarde de ani. Până să, să ieși tu câteva chestii de astea pompe. Hai că pompe, să sunt peri. Nu știu de ce am rămas setat pe pompe eu. Ok, mamă, cum a aruncat asta, frate. Sarpeia. Să am sărit pe trambulină, gen, nu în trambulină, da, dar ce mai contează având de vedere că m-am calificat destul de ușor. Oh my god, frate. Se pare că a picat trashaur, dar măcar acum ce pot să spun? Uh, măcar acum, gen, uh, am emoturi speciale. Așa că o să fie mai ușor. Pici What? Bă, mi s-a dat piciorul strâmb. Ce, bă? N-am înțeles ce a fost asta. Pum din aer. Oh. What? N-are niciun sens, e imposibil, e ilegal, nu cred așa ceva, bro. Bun, hai să dăm așa câteva spinuri pe final, pentru că, da, cei de la Stumble Guys n-au știut cum să-și facă jocul. Oh, oh, nu! Oh my god, bă, frate, cât de aproape am de 250 de tokens. A treia încercare este cu noroc, hai să vedem ce poate pică, sper că o să pice un Jade Neon Beast sau un Bolt, hai că mai are șanse, dar nu prea se ducă. Da, mie îmi dă un pinguin. da, da tipic. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să ne de like, share, subscribe și noi ne auzim data aviatoare și pa! Și pa.